Auziște în fiu, mă, ce ții pe Ciobane ungurean! Misiu, ciobanul vrâncean! Oh, Franz, bă, mă, ce ții pe așa? S-a obosit, am jucat solite. Ei! Ciobanul-i solitar. Igen. Mi-a ros măgarul tulnicu și am fost nevoit să te apelez vocal. Eu, nu puteai să dai SMS sau să un e-mail. Hai că mi-aduc de cou. Băi, fârtați! Băi, auzei, fă ghinicoță, nu, măi, măi, Victorii am găsit hartă, măi. Ce hartă, măi? Cum ce hartă? Hartă de transhumanță, băi, obligatorie. E obligatorie, da. Ai făcut-o tu? Cum s-o fac eu, bă, pe ce eu-s cartolog de ăla? Da. Păi nu-s de ăla, am găsit-o, bă, e din 44, de pe linia Focșani-Nămoloasa, din... Când o vin rușii, știi, o venit rușii să ne elibereze, era să ne elibereze de tot. Adică să cădem și de pe Ardeș și de pe glob. Ei, zdem eu, când rușii vin, o nu mai pleacă, mă. Ei, băi, baci moldovean, nu-i bună harta. Cum nu-i bună, măi? Bă, voi nu știți normele europene. Ce-s cu ele? Nu mai ai voie transhumanță pe jos. Cum? Trebuie automat să mergi cu autovehicul cu furajare specială. Haide! Ne-am luat în leasing. Da. Leasing, autocar pentru mioare. Da? Business class, aer condiționat, dozator de bere. Container pentru checherezi. Corect. Ce container, mă, de căcăreze? Niciun container. Am primit eu zoo ofertă, măi, de oale cu capac. Oie. Oale cu capac cu presiune, înțelegi? Și o bagi la microunde. Zoo țucal. Zoo țucal. Îl știu, îl știu. Da. Oh. Nu, eu nu știu cum funcționează. Foarte simplu, mă. Sfâr, sfâr, fâs, fâs și cocoreze nu mai este cocoreze. Ce mică căcăreze? Azi eu-l bun, e. Băi. Eu. Băi. Mai sunt și alte norme pe care trebuie să le respect. Ia, că eu, de exemplu, am aflat că ne trebuie GPS. Diseară mă bag pe internet pentru că n-avem voie să mergem pe vreo proprietate privată. Dacă o violăm, amendă de milioane. Apropo, ce-ți mai face mioara aia favorită, bă? Aia țurcana, mă, aia de-ai rătăcit-o. Am găsit-o în tufiș. Ai găsit-o? În tufiș. Nu, cum ai găsit-o? Da? Cum ai găsit-o? Acceptabilă. Ciufulită? Nu, că umblă tuns. Inghinal. Nu, total. Ah. Total, tuns, total. Mai, ia mai lăsați, băi, prostile, cu total și... Inghinal. Mie să-mi... Băi, mie să-mi spuneți unii dormim, măi. Că nu mai ai voie să dormi tu sub cerul liber, să te uiți la stele, lună, lușafră, gata, gata. Norme europene. Trebuie, da, să dormi numai la ferme autorizate special. 3-4 margarete. Da. Își plătim cu brânză. Cu brânză. Ăsta a luat căpială de la oi. Eu. Ei, n-ai voie să vinzi brânza decât în localitatea natală a mioarei. Cum? Păi, de unde e născută ea? Că dacă vine vreun inspector de ăsta și o controlează, da? La... Inghinal? La CNP-ul, la codul numeric personal. Amenda e de la 1000 la 3000 de roni. Cât? 3000 de roni. Să fiu eu adracu dacă mai aud vreun folclorist gurist cântând ciobănaș la oi m-aș duce. Păi eu-l blestem, mă, să ajungă batal, mă. Fără oaie. Fără inghinal. Batal. Okay. Ma ez momentum, oaia trebuie tunsă, rasă și frezată. Inghinal? Inghinal, ege. Total. Fost norme europeană. Băi, eu fost New Zealand, băi, la Haka, la All Blacks. Kamate, kamate, kaori. Nu știi ce face? No, maori, ei dau pilula la oaie, ei cade părul, instant. Total. După care de plicul la oie, moare oia, rămâne mielul. Și vinde mielul. Da, și miei, igen. Ei. Asta bune fost, asta bune fost. Fost, măi, da, trendul lumii, mă. Eu ai o întrebare. Mielul bun
Eu știi că mielul bun suge de la două paie. De oranjadă. Ce oranjadă? Tu vezi ce a adus ăsta aici? Me. Ce acolo? Es fantasticus. Es miraculos. Ezo it Polinco è produs românesc, înregistrat de Mogher la UE. Cum adică? Păi voi faceți palinca, noi venit cu caii, cu Mongolia, cu Otilo. Și? Noi nu știam ce e pruna. Dar beut pruna de la voi, beut palinca, igen, și noi vindem la UE. Ia da, igen, perse. Na, poate e o treabă, bea tu. Bea, că e bună. N-am încredere în asta. N-ai murit? Euro 5! Ah! Turbo! Azose! Ce dreptate a avut ăla, bă, care a zis că e la fel de bună ca mama! Da, bă! Produs românesc, ambalaj unguresc! Da. Să revenim la mama! Servus, da! Da, apropo, adio, mamă! Mamă, ce bună e! Mai, că s-a dus la masaj și mai știu cum era aia cu... Ioara s-a dus la masaj. La masaj de... La spa. La, Ezi, eu-l bun. Da. Să-i suși brânza. Stai, măi, că mă tulburi, și așa-s tulburat. În veciune, mai pe fără drag, unde mi-am ca trei turme de miei, așa, cu trei șobănei, un Victor Pontean, un Crin Antonean, mări să vorbiră, da, ei. Să dea premiu mielu, cui fa și felu, cui? Baciului Traian, adică la apus de soare. Stați, băi, dar ce vă trece prin cap la prost? La apus de soare? Semi-politic. Băi, da. Cu o suspendare, băi. Băi. O să inghinal. Inghinal, da. Foaie verde, foi de fag, eu n-am auzit și nu mă bag. Foaie verde de sascut, nici măcar pe aici n-am trecut. Băi. Și eu am mis un surdomut. La politică nu mă bag, eu... Aș vrea ca să vă o trag. Frunză verde și un pistil, noi n-am vorbit la mobil. Foaie verde ca batalu, ăștia ascultă și cavalul. Foaie verde, foi de fag și ne leagă cu mult drag. Foaie verde, os duios, ne înregistrează foarte frumos. Eu zic să mergem în pădure, să ne bate vântul în... UE. În UE. Eu zic că mai bine să ne întoarcem la tradiție și să cântăm noi Ora Unirii. Unde-i trecit? Hai să dăm mână cu mână ce cu inima ro. Dar tu de ce nu cânti, mă? Eu sunt în doliu. Eu muri capra. Hai să mergem în fundul pădurii să ascultăm zefirii. Și să cântăm Ora Unirii. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima romă. Dar tu de ce nu cânti, mă? Hați omis în doliu. O să închinal. Eu muri capra vecinului.